Tesla urmează să raporteze livrările pentru trimestrul 2 și așteptările nu sunt grozave. Lumea se așteaptă să avem o scădere în continuare comparativ cu același trimestru de anul trecut, undeva între 6 și 12% scădere. Adică să avem undeva la 420.000-440.000 livrări. Thomson Reuters și Bloomberg am văzut ca o estimare de undeva la 438.000. Și ce înseamnă asta? Adică dacă va ieși în aceste estimări sau mai puțin, ce se va întâmpla? Din punctul meu de vedere nu o să fie nimic, lumea deja se așteaptă ca tot anul 2024 pentru Tesla să fie puțin dezastruos în ceea ce privește livrările, adică să nu mai avem o creștere, dar cred că greșeala noastră ar fi să ne uităm strict de la un trimestru la altul, dar comparativ cu anul trecut, adică dacă comparăm T2 cu T2 de anul trecut, da, o să fie un rezultat prost. Cred că ar trebui să ne uităm la Tesla de la un trimestru la altul și să vedem că reintră pe o traiectorie pozitivă. Cred că ar fi mult mai sănătos să facem acest lucru, pentru că deja știm de la Elon Musk că 2024 este un an prost pentru Tesla. Motivul este simplu și v-am zis de atâtea ori în trecut, faptul că Tesla este foarte, foarte sensibilă la rata dobânzii. Cu cât rata dobânzii stă mai mult timp sus, cu atât Tesla suferă, pentru că lumea și-a mașini cu credit, leasing și automat asta afectează Tesla. Și în același timp mă aștept ca nu livrările să fie, hai să zicem așa, elementul cel mai important din această vară pentru Tesla. Poate nici măcar raportările care sunt pe 12 sau 14 iulie, ceva de genul acesta. Nu, 8 august o să fie cel mai important eveniment, pentru că Elon Musk ne-a spus că o să aflăm multe lucruri foarte importante despre robotaxis, poate chiar ceva și despre Optimus, poate ceva și despre Grok și poate ceva și despre, nu știu, sistemul lor AI care să fie integrat în mașini. Cine știe ce se poate întâmpla? Pentru că 8 august va fi cel mai important eveniment, principalul aspect pe care o să îl urmărim o să fie robotaxis. Nu cred din nou că livrările de astăzi o să aibă vreo importanță sau nu o să aibă o mișcare puternică, nu zic, dacă este după așteptări s-ar putea să se ducă puțin în jos, dar cred că mișcarea și volatilitatea cea mai mare a trecut deja, am avut stresul pe care l-am avut cu Tesla, acum cred că o să intrăm într-o normalitate, cred că $230 s-ar putea să vină în curând până în 8 august și dacă pe 8 august o să avem vești bune, s-ar putea să mergem iară spre $300 pe acțiune, cam așa o văd eu. Deci cam asta este treaba. Și o ultimă chestie, pentru că era să-mi scape, este totuși o posibilitate ca Tesla să bube încă de acum, adică să se ducă rapid pe $300 înainte de evenimentul de pe 8 august și evenimentul să fie un bonus, fie o dezamăgire totală. Dacă Tesla va avea niște livrări peste așteptări pe toate fronturile, adică va raporta mai bine decât toate așteptările din piață, din toate punctele de vedere, practic va fi o surpriză că de fapt Tesla nu o duce chiar atât de rău cum a spus Elon. Și nu în ultimul rând, cred că Elon Musk o să fie din ce în ce mai atent la Tesla, pentru că până acum planurile lui, ceea ce își dorea el de la Tesla s-a întâmplat. A primit și pachetul de $56 miliarde sau 58 cât era, în fine. Deci ceea ce a vrut el s-a întâmplat. Da, știu, cei 25% sunt încă în discuție, dar n-a mai adus nici el vorba. Deci cred că suntem încă ok în privința aceasta. Cel mai greu pentru el este să facă un show bun, să dea niște vești bune pe 8 august, altfel lucrurile poate să stea rău. Dar, repet, din punctul meu de vedere, cred că greul a trecut pentru Tesla. De aici înainte n-aș vedea să mai fie fluctuații în jos foarte mari. Mai degrabă să țintim spre un $230 în prima fază. Cam asta este tot ce vreau să vă zic. Sunt curios de părerea voastră. Credeți că livrările o să fie importante? Credeți că va naște volatilitate în piață? Da sau nu? Și de ce? Și ce credeți? Raportările sunt mai importante sau robotaxis de pe 8 august? Eu zic că robotaxis de pe 8 august. Și ca de obicei ne vedem data viitoare în următorul video. Pa, pa!